funcționar a Consiliului Local pentru luna septembrie, prin dispoziția primarului numărul 297 data de 20 septembrie 2017, sunt prezenți 13 consilieri din cei 15 în funcție, deci ședința se poate desfășura în condiții normale. Îl rog pe domnul președinte să preia conducerea. Propun să votăm procesul verbal de luna trecută. Dacă sunt obiecții motivate la procesul verbal al ședinței anterioare? Nu. Nu sunt, atunci supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Sunt, deci, 12 pentru. Este și domnul Dogăraș. 12 consilieri în funcție deocamdată. A, deocamdată, da. Da. Nu se abține, nu se abține, nu n-am nimic. Și Dogăraș Munteanu este domnul. Nu este. Lipsesc doamna Munteanu, doamna Anton și doamna Dogăraș Munteanu. Așa, punctul numărul 1. Să punem la vot ordinea de zi. Pentru ordinea de zi sunt două modificări. Se retrage punctul numărul 13 cu studiu de oportunitate, așa cum s-a discutat ieri la ședința de comisie. Și a apărut cu caracter urgent o rectificare de buget. A apărut ieri o adresă de la Ministerul Finanțelor. Avem o rectificare de buget în minus pentru asistenții personali, care trebuie aprobată prin rectificare de buget. Dacă sunteți de acord cu modificarea ordinii de zi, așa cum am spus, retragerea punctului 13 și adăugarea rectificării de buget, cine este pentru? Unanimitate. Acum supunem la vot întreaga ordine de zi, așa cum a fost modificată. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la discutarea ordinii de zi. Punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier local executat de domnul Dogărașul Anton Genică și declararea locului ocupat de acesta vacant. Inițiator Baciu Gheorghe, primar orașului Stării Moldova. Da, aici nu avem mari lucruri de votat. În schimb, aș vrea să-i mulțumesc personal domnului Dogărașu pentru ceea ce a făcut în această perioadă pentru Consiliul Local Stănii Moldova. Are un motiv obiectiv, personal, prin care și-a exprimat această dorință că nu poate să se implice atât de mult cât ne-am dorit noi. Și pentru asta, așa ca la final de mandat scurt, eu îi mulțumesc foarte mult și sperăm să rămân alături și să facem mai mult pentru comunitatea noastră. Comisia. Avizul comisiilor. Favorabil. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Deși se ia actul doar de demisie. Asta este formalitatea. Unanimitate. Se trece la punctul 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Meșter Casergiu, următorul candidat al Partidului Național Liberal, la alegeri locale din anul 2016. Inițiator Baciu Gheorghe, primar orașului Stării Moldova. Da, aici trebuie să fac o apreciere. Consiliul Local se întinerește. Am avut și până acum oameni tineri, dar mai vine un om tânăr alături de noi, un întreprinzător, care sper să aducă un plus de calitate și de eficiență în proiectele noastre. Îl cunoașteți majoritatea, nu-i fac o caracterizare așa profesional, spun doar că este un om care poate contribui cu siguranță la dezvoltarea localității noastre. Avizul comisiei. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Deci domnul consilier local este validat în funcția de consilier și rugăm să-i mai depună de mine. Semnatul Meșter Casergiu, consilier în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 din legea 215 pe 2001 privind administrația publică locală republicată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării,
și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa se ne ajută Dumnezeu. Dacă doriți să spuneți ceva. Mă retragam, noi eu am emoții. S-au sensizat. Da. Vă mulțumesc. Se poartă. Da. Așa se călește oțelul, nu? Cuptorul 3. În cuptor. Da. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Apărarea Drepturilor și Libertăților, Cetățenii, Ordine și Liniște Publică, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. În această comisie a fost domnul Dogărașu, care tocmai s-a retras și propuneți pe cineva care să facă parte din... Propunerea este ca domnul Sergiu să... Păi să propună, să propună, faceți propunere. Propun pe domnul Meșter ca Sergiu. Ca să completăm comisia. În altă variantă ar trebui toate comisiile modificate. Ori dintre domnul Meșter ca în comisia în care a rămas domnul Dogăraș, ori trebuie toate comisiile modificate. Bun, atunci are rost să modificăm comisiile? Nu. Eu cred că... Da, atunci... Da, să voteze tot. Să voteze tot. Da, da. Că este de acord. Că sunt de acord. Da. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil, da. Cine este pentru? Se abține cineva? Cum se face? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării înainte de expirarea doratei mandatului a calității de viceprimar al orașului Slănic Moldova, doamne consilier local Anton Miaela Elena, ca urmare a demisiei. Inițiator Baciu Gheorghe, primar al orașului Slănic Moldova. Da. Sigur că este un moment în care constatăm că trebuie să acționăm așa cum își doresc membrii Consiliului Local. Eu am lucrat foarte bine cu doamna Anton, Gina, cum îi spunem noi, și o știe toată comunitatea. Am făcut lucruri importante în această perioadă de un an și 3 luni de zile. Eu personal îi mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce a făcut pentru primărie, tot ceea ce a făcut pentru localitatea noastră. Și îi doresc să rămână în continuare alături de noi și să contribuim cu toții la dezvoltarea localității noastre. Este un moment important pentru viitorul Slănicului. Sper să putem face cât mai mult și să putem consolida această echipă necesară, o echipă, nu neapărat o echipă politică, ci o echipă în jurul unor proiecte, în jurul unor idei, care să poată da din ce în ce mai multă plus valoare pe Valea Slănicului. Sper să fie în continuare cât mai bine pentru localitatea noastră și îi mulțumesc încă o dată doamnei viceprimar Anton Elena Mihaela pentru tot efortul care, pe care dumneai l-a depus în slujba comunității. Da, cum demisia este un act unilateral, Consiliul Local ia act de demisia acesteia. Faptul că dânsa rămâne în continuare consilier local ne exprimă dorința de a demisiona și din această funcție. Și avizul comisiilor în condiții de astea. Se supune la vot. Favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru? Aprobarea proiectului. Mulțumesc, unanimitate. Următorul punct. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Slănic Moldova, inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Da,
situație? Da. Sigur. Este, este important să avem un om performant alături de noi și eu sper ca viitorul viceprimar să fie un om pregătit, un om cu care să pot lucra, să fac echipă și să recuperăm aceste minusuri care le-am găsit în administrație foarte repede și să acționăm pe niște principii sănătoase de dezvoltare a localității noastre, așa cum ne-am propus de la început. Nu am... Nu eu fac propuneri, pentru că așa este regulamentul, așa că aștept să văd ce propuneri aveți pentru viitorul viceprimar. Domnul Oganu? Eu propun pe domnul Radu Benani. Din mica mea experiență, aș ține să vă spun că viceprimarul trebuie să fie un om deosebit. Mi se mai spune și gospodarul orașului. Trebuie să fie în permanență printre locuitorii din Sfânt Moldova. Ca atare trebuie să aibă și timpul necesar să stea în fiecare moment alături de ei. În același timp, acest viceprimar trebuie să fie și agreat de comunitate. În acest context, eu l-aș propune pentru a candida pentru funcția de viceprimar pe domnul Gabi Moral. Moralul din Parenone și Moralul din Gabriel. Doi Morali. Acum mai sunt și alte propuneri? Și Verișor. Și Verișor primat. Mai sunt și alte propuneri? Deci nu se supără niciunul. Rămâne în familie. Puneți doi. Puneți doi. S-a face la orașare mari, da, sunt doi. Nu mai sunt alte propuneri. Dacă... Să facem buletinele de vot. Se va vota... Am improvizat o oară care cadimă de vot aici. Ce bine că l-ați ales și domnul. Deci primarul, în primul rând, trebuie să fie agreat de către consilierii locali, pentru că comunitatea, asta este, comunitatea este reprezentată prin comunitate. Ei se în funcție de comunitate, pentru că... Nu mai pot... Comisia de validare semnale sau cum procedăm? Putem scrie propunerile, semnat și le multiplicăm pe un singur buletin de vot. Comisia fiind... Doamne, o să rămână domnul Cazacu și doamna Vitoreanu, domnul Moraru Gabriel, care e secretar, acum este candidat. Nu putem să scriem fiecare buletin? Nu, pentru că votul este secret. O să completăm? Nu, nu, scrie dumneavoastră, așa este. Semnează așa în domnul Cazacu. Dar cum? Dacă se poate, nu avem o problemă. Dacă poate să scrie... Trebuie trecut de redactat, dar nu avem cum scrie doar de mână. O să fie același scris, da? Însemnați, îl tragem la Xerox. Îndeplinite formalitățile, apoi se conteste și pierde timpul. O să scriu în ordinea care au fost formulate propunerile. Și am scris și partidul. Acum trebuie... Da, tot timpul am avut locul 1, știți? Și e normal ca PNL-ul să ocupe la fel locul 1. De când propuneam eu primul, propuneam eu... Domnul Mocanu, ce să... Echipa! Da, da, aveți Biblia în față și spune altceva. Cei din urmă vor fi cei din prim. Da, bine, da. Așteptăm de cată. Ai citit altă Biblie. Ai citit-o pe asta din până la partid. Până la judecata de apoi, domnul Potesor... Ai, de mână încă schinții. Dacă ar fi după moralitate, mulți care au contribuit la... Dezastru, să nimic ar trebui să stea acasă, numai că nu mai ieși și pe stradă. Dar și asta este. Doamna, comentăm că nu este. Merg și ne multiplică. Acum mai este de stabilit care dintre cei de morare are mai mult timp liber. Apropo de... Care are moară dintre ei? Niciunul. A avut străbunicul lor. Nu, dar să-l întrebăm pe Ben atunci, dacă n-are timp liber, nu? Aici, da, de discutat și cu timpul liber, dar problema este dorința candidatului de a se implica în rezolvarea problemelor optei. Timp liber, așa,
E suspect dacă cineva are prea mult timp liber, sau mai grea ce face pe lumea asta. Și s-ar putea să fie de rău, mai degrabă de rău. Nu știu dacă poate să fie o calitate asta. Fără să am nimic cu gardă, mă avem un... Dacă ar fi, domnul Cotescu, o întrebare corectă ar fi cu cine ar vrea primarul să lucreze dintre ei doi mai degrabă decât cu cine ar dori cetățenii, pentru că... Pentru că... Să ocupă de proiecte, de alte lucruri, iar gospodarul orașului... Și cât primarul dinaintea mea a lipsit din primărie și viceprimarul s-a ocupat de primărie, cine s-a ocupat de gospodărirea orașului? Domnul Cotescu. Nu, dar noi vorbim din experiența trecutului. Cât Rahău și Morar au fost viceprimari, foști viceprimari au ținut loc de primar. Că noi vedem aici că primarul nu prea a fost prin primărie în perioada asta. Cine s-a ocupat de gospodărirea orașului? Pentru că dumneavoastră trebuia să ocupe de proiecte, de primărie, după cum spuneți dumneavoastră, nu? Hai să începem votul. Sigur. Intrăm într-o zonă politică. Domnul Catan, Alexandru Dominic. Domnul Catan. Se pregătește Cămințașul Sergiu. Încălzește-i Sergiu. Nu se semnează, numai să spune da. Sergiu Meșterca. Deci, da în dreptul, este în cabină, da în dreptul celor care sunteți de acord, nu în dreptul celor care nu sunteți de acord. Pune un singur da. Spune da, nu trebuie să mai pune un nu. Dacă pune un singur da... Nu s-au dat instrucțiunile. Domnul Ionel, care sunteți aici așa? Dacă îți doi de da, s-a anulat. Domnul Mocanu este ereditan. Domnul Mocanu este secret, chiar dacă se știe opțiuni. Nu, nu, n-am văzut, n-am ochetat. În ordinea propunerilor să plăteți. Mă ajută aici, că Moraru. Domnul Moraru? Am scris și partea. Cred că este pentru prima dată. A mai fost o situație în asta? Nu. Cu schimbarea viceprimarului în timpul mandatului. A fost domnul Meșter. A fost domnul Meșter. Și domnul Moraru. Și domnul Moraru. Nu a fost schimbat. Nu, n-a apucat. Să fie schimbat. N-a apucat. Da, Meșter. Dar atunci l-a schimbat cu două, trei. Nu, l-a exclus din partid. Domnul Rote. Păi da, i-a retras la sprijin, nu a depus demisia. Ai bine, a depus și momentul în care demisia. În două etape, nu? Deci nu a ieșit la vot. Putea să rămână după vot. Da. Dar eu unde? Nu s-a supus partidul. Ai venit să înțelegi.
regula numărul 1. Domnul, de Marea Adunări Națională. Paul. Și noastră, doamna Tulărână. Și unul am făcut pe rezervă, când am stat că trebuie... Inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat al Unității Administrative Teritoriale ale Sălii Moldova pentru anul 2016. Inițiator Bartu Gheorghe, primar orașului Sălii Moldova. Da, după cum știți, s-a făcut în sfârșit un inventar la toate bunurile și dacă am reușit în această perioadă să mai atestăm niște terenuri, să mai aducem anumite obiective în domeniul public al orașului, pentru că este foarte important să fim gospodari și să ne atestăm terenuri, clădiri. A fost transmisă lista, v-ați consulta cu ea, este de fapt o formalitate, dar consilierul local trebuie să știe în fiecare an, nu s-a făcut asta de foarte mulți ani, vă spun așa ca să știți, să știe ce zestre are primăria care, la care dumneavoastră sunt consilier local. Și mă bucur că am reușit acest lucru și din momentul acesta puteți anual să comparați. Chiar mi-am propus an de an să punem ce vine nou, să punem la final ca să scoatem în evidență plusurile. Ce găsăm? Da. Da, dacă ne referim la, la casare, alea sunt obiecte de inventar și mijloace fixe. Aici sunt și clădiri și în principal terenuri. Poduri, da?
Noi am casat, v-am prezentat, cred, situația cu casele. Da. De 50 ceva de mii de ron, cât a fost valoarea, în general niște obiecte de inventar care stăteau de ani de zile acolo și le păzea cineva. Da. Bun. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Comisia. Avizul comisiilor, dacă nu? Favorabil. Favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Punctul următor. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea localității pe anul 2017. Inițiator Bacu Gheorghe, primar orașului Slănic Moldova. Da, am discutat ieri în comisii, ne propunem să facem cât mai multe lucruri, le-am denumit generic pentru că specific încă nu putem să ne angajăm, având în vedere limitarea dată de datoriile care le avem, arierate și alte obligații fiscale. Din această cauză rămân ca intenție, vom stabili prioritățile în funcție de situații de urgență până atunci, pentru că trebuie să știți cu toții că noi nu avem voie să cheltuim alți bani decât pentru situații de urgență și pentru funcționare. Adică nu, să nu se taie curentul la școală, la primărie, în altă parte, dar în rest nu avem voie. În așa fel încât am ajuns la situația în care să luăm angajamentul ăsta față de dumneavoastră, față de cetățeni, că vom gospodări localitatea în limita posibilităților financiare. Comisiile? Favorabil. Vă punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă la unor loturi de teren în orașul Slănic Moldova, inițiator Bacu Gheorghe, primar orașului Slănic Moldova. Am discutat ieri la comisie, continuăm acțiunea de punere cumva în legalitate acestor garaje. Ele sunt trei garaje care au istoric teren ocupat mai mult decât concesionat. Este vorba de Gheorghe Florian, de Sovejanu Carmen Mihaela și de Tudoreanu Valentin Traian. Dacă sunt discuții. Avizul comisiilor? Favorabil. Nu votează. Cine este pentru? Unanimitate, da? Se abține cineva? Nu. Nici împotrivă sunt. Deci, 12. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul public al orașului Slănic Moldova și administrarea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova unor imobili, terenuri situate în orașul Slănic Moldova. Inițiator Bacu Gheorghe, primar orașului Slănic Moldova. Da. V-am spus despre ce terenuri este vorba. Despre terenurile de la Părâu Pietri și avem da, și strada Teilor din Cireșoaia, două terenuri. Dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt, avizul comisiilor. Favorabil. Pune la vot cine este pentru. Unanimitate. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune teren garaj, titular Rotaru Mihai, inițiator Bacu Gheorghe, primar orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții? Este o construcție existentă de atâția ani. Noi ne propunem în principal să prelungim aceste contracte, doar dacă în planul nostru urbanistic un garaj, un teren concesionat, ceva deranjează, doar așa o să fie obiectul neprelungirii. În speță pot să vă amintesc terenul din față de la Eurovacanța, care este concesionat pentru parcare și pentru care noi am cerut întreruperea contractului pentru un obiectiv similar, dar de o altă anvergură.
nu vrem să deranjăm, vrem să transmitem chiar cetățenilor, celor proprietarilor de garaje, că o să aibă posibilitatea să-și prelungească contractul, bineînțeles cu condiția să fie amenajate, pentru că recent am avut această abordare și foarte repede o să facem și fotografii, întrucât chiar și pe teren concesionat, dacă ai construit un garaj, el trebuie să fie estetic, să fie frumos. Altfel, se poate impozita dublu chiar și această clădire. Pentru că nu putem altfel să frumusețăm localitatea noastră dacă... Nu numai dublu, până la 5 ori. Până la acum dublu, dar de la anul, după cum votează consilierii locali. Am început să punem la transparență anumite regulamente și taxe și impozite și treptat o să le și discutăm. Comisiile? Propunem la vot. Nu votează domnul Rotar. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 și a anexei numărul 4 din hotărârea Consiliului Local numărul 76 din 31.05.2017 privind atestarea unui imobil terenuri construcții în domeniul public al orașului Slănic Moldova. Inițiator Baciu Gheorghe, primar orașului Slănic Moldova. Am explicat ieri în ce constă modificarea pentru taxa asta de înfrumusețare. Nu e vorba de... Nu, de schimbarea geografiei terenului. Da, s-a constatat o suprapunere. Suprapunere, scuzați, eram la punctul următor. Da, s-a constatat o suprapunere și s-a modificat un pic geometria, păstrându-se suprafața. Da. Dacă sunt alte discuții, avizul comisiilor. Favorabil. Se supune la vot. Cine este pe punct? Unanimitate. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de o oportunitate. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Pare corect. Pe ce perioadă se prelungește? Un an. Câte un an? Mi se pare corectă prelungirea contractului, decât să se ia un apartament liber și să plătească administrația pentru el. Cei care au contracte pot să li se prelungească acele contracte. În primul rând că este un drept, dobândit la închirierea acestui apartament. Noi sperăm comisia care se ocupă de ANL-uri, de locuințele astea, să fie mai atentă și în funcție de anumite situații, vă spuneam ieri în cadrul comisiilor, dacă vom constata că acolo nu locuiește persoana respectivă și el și-a luat apartamentul ca să-l subînchirieze, să facă alte, să aibă un alt obiect de activitate decât locuința lui personală, atunci vom lua măsuri. Și deja am luat câteva, le știți, nu cred că este cazul, indiferent că este vorba de o persoană sau alta, eu propun să facem corect aceste lucruri și mergem mai departe. Comisiile? Favorabil. Propunem la vot. Este pentru? Se abține cineva? Următorul punct. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii pe specialități a membrilor Comisiei Sociale de Analiză a cererilor privind repartizarea de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Practic, noi stabilim o comisie nouă pe specialități. Dumneavoastră aveți în proiectul de hotărâre denumirea specialității din cadrul aparatului primarului. Rămâne să votați doi membri, așa cum a fost și până acum, doi membri din Consiliul Local. Președinte, este propus domnul viceprimar.
secretarul comisiei un jurist, membru al biroului impozite și taxe locale, membru al serviciului de urbanism, consilier autoritate tutelară și doi consilieri locali. Asta ar fi structura propusă și cu propunerea. Bun, atunci propunem ca structura să rămână aceeași și să se aleagă doi membri. Se propună doi membri. Deci vor fi șapte, da? Da. Jurist, birou impozite și taxe, serviciu urbanism, amenajarea teritoriului, unde avem, acolo se fac și calculele astea, și la autoritate tutelară, administrare, autoritate tutelară, care persoana care știe ce înseamnă din punct de vedere al familiei solicitarea respectivă. Da. Avem o propunere pentru... Păi prima dată să votați structura ca să lămurim problema și după aceea cei doi membri, nu? Doamna secretară. Da. Structura a fost votată... Nu. Anual se votează. Da. Anual. Poate bun. Să sperim o dificultate. Dacă aveți alte propuneri... Comisiune. Subscriem la această structură. Favorabil. Comisiune. Favorabil. Cine este pentru? În afară de viceprimar, care este conform structurii este membru de drept. Este președinte. Da. Da, propunerea mea este pentru Mihai Rotaru. Da? O propunere și încă o propunere. Da, pe domnul Catințașu. Dacă știu pe asta nu voi mai fi. Eu. Bun. Mai sunt alte propuneri? Nu. Atunci se spun la vot. Putem să-i supunem pe amândoi cealaltă, că sunt doar două propuneri, fiecare pe... Cine este pentru această componență? Unanimitate. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Slărin Moldova, numărul 30/30/06/2017, privind aprobarea regulamentului privind modul de aplicare a taxei pentru întreținerea și frumusețarea stațiunii. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slărin Moldova. S-a discutat. S-a discutat ieri, este vorba de acea precizare expresă cu noaptea și cu peste 14 ani. Dacă sunt discuții. Comisiile. Avizul comisiilor. Favorabil. Nu am înțeles. Care deci e vorba de taxa specială, care nu preziera de stațiuni. Nu, e taxa specială, de înfrumusețarea stațiunii. Da. Unde nu era prevăzut pentru noaptea de cazare. Era prevăzut pentru zi. Pe fiecare zi. Respectiv. Și includerea în prețul de cazare a acestei taxe. Și includerea în prețul de cazare a taxei. Adică, știți că ne-am discutat că... A rămas că facem o condiție. Că pentru la anul. Pentru la anul vom stabili altfel taxe. Pentru anul acesta, solicitarea este să precizăm noaptea de cazare și că această taxă, în situația în care nu este generată suplimentar de către hotelier, ea va fi plătită din tariful de cazare, își asumă hotelul. Dacă ia suplimentar leul ăla... Asta era statul dezbaterii publice. A fost afișat pe site. Da. Deci el a fost în dezbatere. La anul va rămâne același regulament, dar vom discuta de alte... Noi am vorbit ieri puțin, că am avut timp liber, dar nu este, acum nu este cazul. Ok. Aviz favorabil. Favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru? Numărul 16. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Slărin Moldova, numărul 31/30/2017, privind aprobarea regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare mediu în orașul Slărin Moldova. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slărin Moldova. Este în regulamentul și în aprobarea care ați dat dumneavoastră cerere se puteau depune până la 31 martie. Noi am gândit că până la 31 martie orice cetățean care dorește reducere se încadrează, vine face cerere.
Am mai primit cereri și aș vrea să prelungim această durată până la 31 septembrie, în așa fel încât și cei care doresc să, din diferite motive, poate a rămas în șomaj din luna august, nu mai are venituri sau alte motive, schimbări pe parcursul anului, să poată beneficia de această reducere a taxei. Nu avem foarte multe solicitări, nu o să ne afecteze foarte mult bugetul. Aviz favorabil. Favorabil. La suplimentare, vă spunea doamna secretar, fac și o precizare, este vorba de 155.000 de RON de la banii ăștia au fost practic bugetați la începutul anului pentru asistență și asigurări și asistență socială. Și noi întrucât noi nu am cheltuit această sumă, iar dacă nu se întoarce la statul român, ea nu poate distribui. Respectiv, am fost notificați să vă rectificăm în minus această sumă. Dumnealor o rectifică și o duc și o distribuie în altă parte. E legată de bugetul național. Practic, noi banii ăștia nu-i plătim de la bugetul local. Dar fiind trecut prin bugetul local, este nevoie de această aprobare. Nu am avut cazul sau... S-a estimat mai mult decât s-a plătit. Noi, estimatul se face de obicei pe istoric și dacă anul acesta este diferite motive, chiar au avut și deces și... Da? Atunci lucrurile sunt... nu se realizează. Nici nu putem pune mai mult, nici nu putem. Ok, aveți favorabil. Favorabil. Propunem la vot. Cine este pentru? Diversa. Dacă la diversa. Da. Prima dată să-l ascultăm pe domnul viceprimar și după aceea spun și eu de... Nu se mă așez ca să mă... Uite aici, aici. Nu poate fi. E bine. Nu, nu mai încolo că îți faci capul după aia și nici rău. Vă mulțumesc în primul rând că v-ați votat. Sper să avem o colaborare bună și chiar foarte bună. Mulțumesc și adversarilor. Dar a fost un vot politic, este clar, nu e nicio problemă. Vom colabora așa cum colaborez cu colegii mei de partid, voi colabora și cu adversarii. Știți foarte bine că am o relație destul de apropiată cu domnul primar. Faptul că mi s-a propus să fiu viceprimar a fost o oportunitate, având în vedere faptul că doamna Gina și-a dat demisia. În poziția asta voi avea posibilitatea să fac mai mult, să ajut mai mult comunitatea și problemele care sunt în localitate. Știți foarte bine că a fost implicat în multe activități până în prezent și am ajutat foarte mult primăria. Am fost implicat în repararea unei școli ca foadă în toamnă. În vara asta am mai făcut câteva. Nu vreau să mă laud. Ce să vă zic? O să fac tot ce pot cu ce are primăria la ora actuală, cu ce avem și să mergem înainte. Să promit, mi-e greu, având în vedere situația financiară a primăriei, mi-e greu să fac promisiuni. Dacă mă gândesc la ce a spus domnul Potescu, având în vedere de timpul necesar pentru activitatea asta, îl am. Deci am o firmă care o voi preda administrația și voi sta efectiv la primărie. Chiar am timp suficient, vă garantez. Am un băiat care e mare, deci nu mă...
și nu vreau să intru la alte amănunte vis-a-vis de timpul meu liber. Deci am timp suficient să mă ocup de, de multe probleme și vă spun, am o colaborare foarte bună cu domnul primar și sunt convins că o să... Pe care sper să o păstrați. Facem mai mult. Eu sper să o păstrăm. Îmi doresc și o chestie care, având în vedere e un an și 3-4 luni, că poate sună prost, dar ne-am tot arătat colții unii altora și între partide și între business, primărie, sper să facem o leacă de pace așa să... Social. Și socială, și de business, și nu știu. Eu sunt la început. Sper să comunicăm și să schimbăm ceva. Să fie cu noi toți. Da. Da. Dacă, deci, după cum spuneam, politica trebuie să fie elegantă, frumoasă și în aceste discuții politice trebuie să beneficieze alegător. Adică absolut. Cetățeanul de pe Valea Zvăricului. Cum a beneficiat și până acum. Da. Nu spune domnul Gând, s-ar putea să beneficieze chiar mai mult. Mai mult, da. Sperăm să beneficieze mai mult decât în ultimii 10-12 ani. Vă mulțumesc și... La treia lună. Să avem succes. Și v-ați sănătate și... Da. Eu dau mâna pentru prima dată cu viceprimarul Moraru Benone, prietenul meu, e adevărat, de, noi ne cunoaștem de mult timp, dar de un an și jumătate aproape colaborăm apropiat. A fost modest. El s-a implicat foarte mult voluntar în această perioadă în proiecte tehnice, pentru că doamna viceprimar a trebuit să cheltuie din timpul dumneai cu aceste evenimente. Care evenimente, din păcate, nu sunt apreciate intern, așa, la adevărata lor valoare. Peste timp o să-și dea seama și întreprinzătorii că asemenea evenimente sunt necesare, pentru că altfel Stănicu nu poate să crească numărul de turiști. Apropo de relația cu întreprinderile, cu întreprinzătorii noștri din Stănicu, antreprenorii, sigur că avem nevoie de un om tehnic, cum este Ben, care a lucrat și pe platformă de foraj și are cunoștințe și de mecanică și de electricitate și de lucrul cu oamenii. Dar aș vrea să vă spun așa cu ce se confruntă tehnic localitatea asta din Moldova. Ca să aveți o cea mai proaspătă situație, știți că sâmbătă pentru câteva ore dimineața a fost luată apa și a creat un disconfort. Directorul de la APA Serv s-a străduit să păstreze apă totuși la un hotel de 4 stele, ca să nu dau nume neapărat, ca să nu deranjeze turiștii. Doar la 3 etaje superioare nu a ajuns presiunea de apă. Administratorul, directorul acestui hotel, directorul, ca să fac precizarea corectă, a scris pe pagina lui că primăria își bate joc de întreprinzător și mai departe. Și eu am luat inițiativa ieri dimineață, l-am chemat pe director și i-am spus să-mi aducă și situația cu ce debite are această societate către primărie. Și vă spun, pe lângă faptul că nu și-a plătit niciodată impozitele, 148.000 de ron are debite restante la impozite și taxe, nu și-a plătit apa niciodată. Vreau să vă spun că are 19.300, 193 de milioane debit la apă. Cum pot eu, primarul Baciu, să fiu prieten cu un întreprinzător care el nu are respect pentru... Bun, și el reclamă că nu are apă. Și el reclamă că nu are apă. N-a plătit-o și n-a plătit-o niciodată. Și am mai constatat că 6 luni de zile, pe vremea administratorului Marian Boieru, vestitul administrator, 6 luni de zile n-a plătit apă deloc. A fost în timp ce hotelul ăsta a funcționat și vreau să vă spun că luna asta are 1000 de metri cub de apă. Adică vorbim despre... avea cam 300-350 așa și de când lucrurile nu mai merg cu șmecherile, are 1000 de metri cub. Gândiți-vă cum s-a lucrat în Stănii Moldova până acum. Asta este Stănicul nostru. Și de asta eu vă spun că nu o să fiu niciun întreprinzător care nu are respect, nu pentru mine, dar pentru administrația publică, în sensul în care banii ăștia, care el trebuia să-i plătească și la impozite, și la apă, și la salubritate, trebuie să se întoarcă în comunitate sub anumite sub o anumită formă, nu? Dacă e taxă de salubritate, trebuie să curățăm mai bine, să facem asta. E foarte ușor să spui că am gropi în fața hotelului, că Stănicu este plin de câini vagabon sau alte aspecte, dar noi de unde să facem? Păi eu reclamă toată ziua, da. E cel mai activ. Nu,
Reclamați. Eu, eu o să găsiți pe pagina primăriei toți debitorii și puteți să-l selectați foarte frumos, da? Și atunci, dacă noi nu facem o solidaritate și consilierii de la, de la putere, dar și cei de la opoziție, să arătăm obrazul unui întreprinzător. Asta înseamnă că noi suntem culpabili cu acest om. Noi suntem parte a neperformanței slănicului atât timp cât tolerăm o atitudine de acest gen. Eu n-am să o tolerez, nu am venit aici pentru funcție ca să bifez că sunt primar și așa mai departe, am venit și cât voi sta aici, vă asigur că voi lupta ca lucrurile să fie în regulă, să fie corecte și dincolo de proprietatea privată nu-l interesează pe primar câte performanță se face. Dar dacă nu ți-ai plătit impozitele, nu-ți plătești apa, nu-ți plătești canalul, atunci nu poți să fii cel mai... să-ți ascunzi tu sub preș minusurile tale ca să le scoți pe ale primarului. Eu vreau să vă asigur că voi lucra foarte bine cu domnul Moraru Benone. Suntem și compatibili, că suntem amândoi tehnici și vorbim limbaj tehnic și voi încerca să compensez eu partea asta care a lăsat-o minusul care a rămas de la doamna viceprimar Anton, în sensul în care voi sta eu mai mult în primărie, cu toate că nu este chiar hobby-ul meu așa să-mi petrec timpul în birou, dar este necesar și sigur lucrurile s-au mai aranjat. Astăzi am fost la izvoare, lucrăm pe parte tehnică, încercăm foarte repede să pornim izvoarele de apă minerală, indiferent dacă Flora va dori să facă, să ne ajute să ne dea accesul sau nu. Mâine va veni o echipă tehnică și avem tot timpul în derulare acest proiect. Sperăm foarte repede să semnăm contractul de explorare, exploatare de dar în administrare, după care se vor așeza și aceste aspecte. Și celelalte proiecte o să vi le mai spun pe măsură ce ele vor evolua. Sperăm să ne încadrăm în termenul de 20 octombrie să punem proiectul pe 7.1 pentru frunsețarea stațiunii. Avem niște obiective foarte îndrăznețe. Dacă va trece, vom avea și noi cu ce să ne mândrim ca stațiune. Mă refer, pentru că, din păcate, pentru cetățenii noștri, la momentul acesta, nu avem niciun proiect de infrastructură, de ceva care să, cu care să putem ieși în fața dumneavoastră. Încă mai avem de plătit datorii. Dacă tot se filmează, am plătit peste 2.900.000 de RON până în luna iulie anul acesta, într-un an și două luni. Și mai avem încă 2.300.000 de RON pentru ca să ne deblocăm conturile. Suntem într-o situație delicată, așa că singurul lucru prin care putem să acționăm este o solidaritate pentru această situație și, bineînțeles, reducem la maxim toate cheltuielile posibile. Ați văzut că se întrerupe curentul noaptea de la ora 12 la ora 4-5 dimineața, tocmai pentru economie. Nu pentru că nu vrea primarul să dea lumină la oameni. Încercăm să facem maximum cât putem să facem și sper ca foarte repede să se vadă și în exterior acest lucru. Mulțumesc, domnul Moraru, și te asigur de sprijinul meu personal și de suportul necesar ca să facem lucrurile așa cum își doresc cetățenii noștri în principal. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dar sunt ceva între. Da. Da.